Cu toată tevatura aia, de o viață grea, în perioada anilor 95 și așa mai departe, m-am trezit la spital, lângă mine din comă, că era și copilul meu operat. Toată durerea emoțională își spusese cuvântul asupra Roxanei, iar corpul ei a cedat. A mers să-și facă un control, tot din șoc, și copil și... ca să depisteze că m-a sunat și mi-a spus: mami, da, mami, ți-ai făcut analizele. Da, mami, n-am cum să-ți ascund, nu e de ascuns, dar mi-este foarte greu să-ți spun. N-am spus asta nici măcar la surorile mele. Mi-e foarte greu să-ți spun. Dar sunt la piept depistată cu cancer. Am nodule de 13-20, nu știu cum a zis. Nu se închisese rana aici. Eram singure deja, să tusese finanțele deja. Nu știu ce să mai mâncă. Și zic: mamă, o fi o greșeală. O fi o eroare de medici, trebuie să mergi în altă parte. Nu, mama, că e al patrulea medic de care am fost. Dar nu ți-am spus. Ce să fac? Asta e situația, n-am cum să-ți ascund. Mama Roxanei a trebuit să stea față în față cu gândul că, după ce și-a pierdut soțul, își poate pierde și copilul, unicul copil. De 4 ori a fost operată la piept. Nu mai puteam să ajung pe... să văd urgența care mâncase oasele 6 ani de zile. Suie cu copilul. Singura ființă dragă din sufletul meu cu care am rămas după acea crimă. Și nu. Dau dintr-una în alta, am cer scuze, dar într-o zi, ca să trec peste ele, că deja nu mai pot să respir. Tot așa, era foarte rău. A avut probleme cu gâtul la o filmare în Iași. Ca reporter s-a dus, a intrat la un subsol, a avut gâtul varză. Am rămas mută. Mută. Nu mai scria. Atât. Doar scriam, atât. Și după aceea a venit salvarea. Să sufoca, să lipise corzile. După 2 ori de operație în gât, mi s-a făcut rău. Mami, mă sufoc. A căzut jos, a învinețit, s-a stupat în gât. I s-a agravat foarte tare, pentru că pe mine, când m-au scos pe targă din curte, medicii au spus: am pierdut-o. Da. Și mama, în momentul ăla, a clacat din toate punctele de vedere. Și de atunci chiar că... Mama a fost nevoită să audă cuvintele fatale: am pierdut-o. Am pierdut-o, Roxy, nu mă lăsa. Când am văzut toată situația și toți doctorii a spune: am pierdut pacienta. În capul meu n-a fost decât că eu sunt singură și nu de singură. Mi-am pierdut copilul. Și m-am dus să mă spânzur la lemne. Să mă omor. Niciun părinte nu ar trebui să-și vadă copilul mort, nici să audă măcar că sufletul pe care l-a adus pe lume s-a dus înapoi de unde a venit. Sunt perioade din astea, ferească Dumnezeu, pe toată lumea, care nu mai judeci din atâtea traume, atâtea nenorociri. Imaginează-ți cum e să-ți vezi copilul sau atunci la urgență lângă mine. Eu intram mereu în comă. Și patul de lângă mine era copilul meu. Când am văzut-o, era operată. După atâția ani de spital, te țineam, deci țineam ca pe copil. Da, m-am învățat să merg, să merg, pentru te că... Te învățam să nu putea să-ți țină gâtul. Eu dormeam la terapie intensivă pe acele taburele sub patul ei, pentru că nu-mi dădeau voie să stau. Iar aici nu aveam cum să vin.
că eram singură. Mama nu știa că tata e mort. Ea venea la urgență, dar cum venea? Până la urgență o cunoștea toată lumea. Venea în doliu după tata lei. Acolo avea alt schimb. Că a învățat-o medicii să nu cumva îți moare, să faci infart. Și se îmbrăca, venea cu flori, ce știa că mi-aduce taicăsul. Că ți-am zis eu 3 luni jumate, eu nu știu că a murit. Ce s-a întâmplat? Două femei care au trecut pe lângă moarte stau împreună susținându-se una pe alta. Amândouă își trăiesc drama sperând ca într-o zi să o uite și să poată în sfârșit să-și găsească liniștea. Dar pământul nu le lasă să uite. Noi nu am mai stat aici o perioadă foarte lungă de timp, că ne-a fost teamă să venim de locul ăsta. Era teama aia, noi da, două... Pentru mine și acum e. Dar acum e Radu lângă noi și nu mai... Și era o traumă când intram în casă. Tot, inclusiv mobil am schimbat, inclusiv... Tot. Mi-am dat seama după 7 ani că nu-mi fac decât rău. Îmi fac rău. Le-am strâns pe toate, le-am, asta nu, asta și-a oprit-o. Și le-am pus într-un loc sigur. Și am spus, după ce plec eu la Dumnezeu, la îngeri, mă pleacă toată nu pleci, lumea. Nu pleci, mă, noi plecăm amândouă odată când plecăm. Le scoți și le păstrezi cu sfințenie, mamă. Fericirea a apărut în casă odată cu Radu și cu iubirea ce îi leagă pe cei doi. Și viața, uite, s-a schimbat. De când te-ai căsătorit cu Radu Valahu, ne merge bine. Terminat și casa un pic, cât mai era de făcut. Suntem fericite. Nu ne mai e frică de nimeni că Radu nu începe cu mușchiul lui. Bă, mă dă putere omul ăsta de mor. Serios? Da. Nu vă enervați. De ce vă panicați? Nu vă panicați că se rezolvă totul. Da, mă, mamina. Nu vă panicați. Dar nu există să nu fac. Adică ce trebuie lucruri, că nu poate să facă Radu să dea cu grebla un sportiv la 160 de kilograme, să fim serioși. Păi o rupe, nici n-are. Dar spune, puneți oameni, se face, ce ziceți dumneavoastră, aia face. Păi aia o face. Da, și cu mama soacră, am mama soacră, mă iubește, da, de leșină. Dulce, da. Mă iubește... Mama lui Radu e 8.